Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, autoarea unei premiere în justiția românească. După 7 ani de batjocură și teroare, marca DNA, calvarul îndurat de Lia Olguța Vasilescu a luat sfârșit. În timpul ăsta, în calitate de primar al Craiovei, și-a adus urbea în topul celor mai frumoase orașe europene. Nici nu mai știu de câte ori a fost aleasă de cetățeni în funcția de primar și nici nu văd de ce ar face altfel în viitor. Este treaba lor, dar ei par foarte conștienți de faptul că trăiesc într-un oraș cu care au motive să se mândrească. Cine nu mă crede să ducă pe acolo sau să intre pe pagina de Facebook a primăriței, pe care pot vedea zilnic 2-3 postări foto cu ce s-a mai făcut nou pentru oraș. De câteva ori am și comentat: mai terminați cu chestiile astea, vreți încă un dosar la DNA? Îmi răspunde invariabil cu un râs. Recunosc, în rocul Oltencei, nu știu dacă aș fi dat dovadă de atâta tărie. În 20 martie 2016, pe schema clasică a binomului SRI DNA, jurnaliștii de casă, deontologii de planton în acea zi, erau anunțați pe surse de către legăturile lor din unitățile militare că primarul orașului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, urma să fie reținută de DNA, mai precis de procurorul Claudia Roșu. Asta ca să poată fi fotografiată și filmată în momentul când va fi escortată în cătușe către Duba, cu care urma să fie dusă la arest. Acuzațiile, formulate în baza unui denunț al unui craiovean furios, Petru Ioan Becheru, erau cele clasice: infracțiuni de luare de mită, de folosire a autorității sau influențe în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și de spălare de bani. Ce mai? Un Al Capone în fustă. După ce a petrecut o noapte în arestul central, a fost pusă în libertate de instanță și a declarat senină presei că n-a fost cine știe ce tragedie. Condițiile nu sunt chiar așa de dramatice, cum se spune. Alții au ieșit plângând de acolo, tot după o noapte. Am uitat să precizez, acțiunea procurorului DNA împotriva primăriției a fost declanșată cu câteva luni înainte de alegerile locale și se baza pe transformarea în infracțiuni a sponsorizărilor atrase de edil în vederea reabilitării fațadelor unor blocuri de locuințe din centrul Craiovei. Greu de păcălit, la începutul iunie 2016, craiovenii au reales-o pe Olguța Vasilescu pentru încă un mandat cu un scor de 60,9%. O lună mai târziu, același DNA, secția de combatere a corupției, dispunea trimiterea sa în judecată pentru faptele menționate. După care, ca în nenumărate alte cazuri, balonul a prins să se desufle. La sfârșitul acelui an 2016, cauza a fost restituită DNA din motive care țineau de subțirimea dosarului, pentru că la sfârșitul anului 2020, același DNA să dispună soluția clasării. În sfârșit, procurorii reușiseră să priceapă în cei 4 ani pe care i-au avut la dispoziție că faptele de care era acuzat Olguța Vasilescu nu erau prevăzute de legea penală și că nu există probe că o persoană a săvârșit vreo infracțiune. Bine că s-a terminat, și-o fi zis craioveanca. Nu se termina. Avea să mai dureze, pentru că imediat denunțătorul Petru Ioan Becheru a formulat o plângere împotriva soluției de clasare dispuse. Toată mizeria s-a mai prelungit cu încă niște ani, până zilele trecute, atunci când judecătoarea Irina Timofte de la Tribunalul București a decis că dosarul DNA clocit împotriva primarului Craiova rămâne închis. Până aici, nimic deosebit față de sute de alte cazuri în care oameni nevinovați au căzut victime ale unui sistem criminal camuflat în justiție, care n-a avut alt scop decât măturarea indezirabililor aflați în calea statului paralel. Mulțumită unui caracter puternic și a unei structuri psihice solide, deține centura neagră 2 dan la karate, Olguța Vasilescu a scăpat teafără. Cei mai mulți nu au reușit asta. Ba chiar 18 dintre victimele blestemățiilor de acest fel nu au mai fost printre noi în momentul în care instanțele au decis pentru ei că fapta nu există, că fapta nu este prevăzută de legea penală sau alte moduri în care nevinovăția unui om poate fi numită. Dumnezeu să-i odihnească și să-i judece pe călăi. Ceea ce deosebește cazul primarului Craiovei de nenumărate altele este epilogul 1, în care Olguța Vasilescu a anunțat că se va îndrepta împotriva denunțătorului. Citez: este a 10-a instanță care se pronunță în legătură cu acest dosar. Toți judecătorii mi-au dat dreptate până acum. Unul dintre denunțători a atacat clasarea. Acest denunțător s-a dovedit de rea credință și de această dată. Acum rămâne să mă îndrept în civil împotriva acestui denunțător, urmând să solicit ca daune materiale sumele pe care le-am plătit avocaților ca onorarii în cei 7 ani de zile
de hărțuire judiciară și salariu aferent perioadei în care nu am putut să-mi exercit funcția de primar în conformitate cu votul alegătorilor. Voi solicita și daune morale. Le mulțumesc instituțiilor de presă care n-au participat la linșajul mediatic pe care DNA îl pregătise pentru mine încă din momentul în care parchetul a publicat rechizitoriu. Dacă demersul pe care Olguța Vasilescu îl intenționează va reuși, și nu văd de ce n-ar fi așa, în România s-ar înregistra o valoroasă premieră. Aceea în care unul dintre soldații plutoanelor de execuție ale DNA, chiar dacă nu un securist sau un magistrat, ar fi prea frumos, va răspunde pentru faptele sale.